Povestea FDN este legată de Solar Decathlon, competiție ce presupune proiectarea, construirea și asamblarea în doar 10 zile a unei case solare inteligente, eficiente energetic și complet echipată. Astăzi, FDN înseamnă locul unde o echipă de tineri gândesc și pornesc alte proiecte care promovează sustenabilitatea și grija față de natură. Casa FDN în care ne aflăm acum e într-o oarecare măsură o casa viitorului de care spunem noi. Este o casă 100% electrică, își produce singură energia, de-a lungul ne-am produce mai multă energie decât consumă, are un impact foarte, foarte mic asupra mediului. Practic toate echipamentele, toate materialele și tot ce am pus noi în casa asta am încercat să aibă o energie înglobată cât mai mică, o amprentă de CO2 cât mai mică și practic să facă cât mai puțin rău naturii și în măsura în care am putut să fac chiar și bine natură, să plantăm lucruri pe care le avem în seră, pe care să le mâncăm, să introducem conceptul de urban farming și practic să încercăm să facem schimbarea asta de mentalitate în România și nu numai. Noi când am început tot proiectul ăsta, cam toată lumea a zis că este imposibil, pentru că România nu poate să facă genul ăsta de proiect, pentru că noi românii suntem așa și pe dincolo. Și am zis, băi, noi nu credem chestia asta. Noi o să mergem și o să încercăm și dacă o să o dăm în bară, o să o dăm în bară și nu e chiar sfârșitul pământului că o să se întâmple chestia asta. Și am luat-o pas cu pas, am fost câțiva oameni, am plecat inițial de la 4, la 6, la 7 și uite așa am ajuns să fim peste 350 în momentul de față, undeva la o medie de 50 de studenți. De la fel de fel de facultăți, de la partea tehnică, de construcții, de la partea de arhitectură, de la partea de comunicare, fundraising management. Deci dacă luăm un exemplu, o fereastră, noi a trebuit să lucrăm cu o companie care produce sticla, o companie care taie sticla, o companie care o companie care produce tâmplăria, o altă companie care taie tâmplăria. O companie care le pune pe toate împreună și dacă ne gândim și la faptul că am avut nevoie de macara, a trebuit un sponsor care să ne ajute și pe partea de macara. Și dacă ne gândim și la ventuze electrice, uite așa ajunge a șaptea companie să intre în această colaborare pentru o fereastră. Se vorbește foarte mult despre importanța de a fi lider. Noi încercăm de foarte multe ori să discutăm și despre importanța de a fi follower. Și pentru că degeaba ai un lider care se duce și nu-l urmărește nimeni. A doua persoană, a treia persoană, a cincea persoană, a zecea persoană care se deplasează într-o direcție este la fel de importantă și ca prima persoană care s-a dus.